Bună ziua, domnul Virgiliu. Bună ziua. Mulțumim frumos că ați acceptat să ne prezentați o mașină militară, ca să spunem așa, și anume un Arrow Dragon. Să le spunem pentru cei care ne urmăresc, de ce e atât de rară mașina asta? Păi au fost făcute în serie scurtă mașinile astea. Am înțeles. Și numai pentru armată. Deci doar pentru Ministerul Apărării, cum ar fi? Da, da. După câte știu eu, numai asta a avut destinația Arrow Dragon. Dar ele erau fabricate la Câmpul Rom. La Câmpul Rom, da. Din 97 au început, nu, fabricarea la ele. Exact. Exact. Și e anul de fabricație 2001. Am înțeles. Ea vine pe ce platformă vine? De Arrow cât? De 320. De pe platformă de Arrow? 320 cu caroserie modificată. Am înțeles. Cu motor de 2.7, mi-a spus, nu? 2.7 TDX. Diesel? Diesel, turbo diesel. E un motor slăbuț, dar pentru destul de pentru da. Off-road cred că e mai mult decât trebuie. Am văzut că noastră o folosiți în mare parte pe off-road. Nu prea am avut eu foarte, foarte mult off-road decât cu ieșirile pentru mobilului. Fiind în club. Cum este de ție cu o astfel de mașină? Se uita, am văzut toată lumea, se uita pe stradă la noi. Mașina fiind rară, deja suntem cam singurii cei din retromobil care deținem așa ceva. Deci nu mai este niciuna ca asta. Ca asta nu. Am văzut că mai e un alt tip de caroserie, un alt tip de caroserie. Da, ele au fost ceva ce mai pick-up. Multe. Am văzut. Și pick-up, au fost și cisterne și sanitare. În momentul în care eu am achiziționat-o pe asta, deja erau trei una lângă alta, dintre care eu m-am ales o pasta. Am înțeles. A fost o cisternă care trebuia să plece în Afganistan, o autosanitară și asta de transmisiuni. Să înțeleg că asta a fost de transmisiuni și era destinată Afganistanului. Exact. Am înțeles. Dar s-a întâmplat ceva cu ele, ele nu, practic nu au fost niciodată trimise, nu? Au fost o parte trimise, astea urmat să fie trimise. Și că i-a dat faliment? Da, au dat, n-au mai vrut, au constatat că mașinile nu fac față terenului și atunci americanii le-au dat alte mașini, Hummer-uri. Da, am văzut niște Humvee-uri, le-a dat. Da, H-uri. Cum ați achiziționat mașina? Dacă aveți o poveste, ceva să... Da, e o poveste. Am mers la EMI în urma unei informații că au acolo întreprinderea electronică militară dă faliment și au în dotare acolo un elevator, au niște scule de la un fost service. Deci care... v-a spus pentru altceva. Exact. Și când trec pe lângă o parcare, văd mașinile acestea trăind. Dragonul ăsta, încă un dragon utilitar sanitar și încă una cistern. Erau toate noi, una lângă altă. Și zic, dom'le, de astea ce sunt ele? Ah, păi sunt de vânzare, să vedem, dar asta e deja achiziționată. Asta? Asta, da. Venise un director, un șmecher de la vânătoare, un vânător, și a zis, dom'le, e cam vândută. Da. Și ăștia pusese ochii pe ea. Atunci, dom'le, păi nu facem în așa fel încât să pot eu să o... Păi vedem, mai vorbim. Am tatonat acolo cam o săptămână treaba, am achiziționat mașina? Nu, elevatorul și niște scule, iar ulterior am aranjat cu doamna de acolo să o defectăm, să-i facem o defecțiune majoră. Da, ca să mai fie vândut. Și-am luat un bidon de ulei ars de la garaj, am turnat pe motor și când au venit aia a doua zi de dimineață, au zis, dom'le, că ce s-a întâmplat cu motorul? Că ea era a dat ok. Afară ulei. Și-o, păi, s-a spart motorul sau nu știu ce. Și-o spui, nu mai luăm. Planul deja era făcut și a funcționat. Auzi, că ele vin toate Arrow. Când am mers cu Arrow 304 al lui Ceaușescu, am văzut că același bord de Dacia au. Da, ăla era puțin mai... De pe 1300 mai era. Vechi. Exact, da. Ăsta e mai evoluat cu turometrul. Da, 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 am văzut. Dar asta e foarte comodă mașina asta. E foarte comodă. Aici ați modificarea asta la interior? Nu. Așa nu. E. Nu. Singura am modificat o ușă. Ușa din spate unde erau... Am văzut că ușile se deschid invers.
suicide, cum zicea voi. Da, da, da. De invers, da. Exact, exact. Și am copiat ușa după dreapta și apă stânga. Da, mașina e foarte, foarte simplistă. Este exact de armată, practic. Păi da, deci foarte robustă, foarte... Am văzut că avea și un ăsta de aer condiționat sus pe mașină. Este adevărat. Mai funcționează? Da, ea este dotată cu un aer condiționat. În momentul în care ei opreau pentru a face transmisiunile, dă drumul la aer condiționat, fiind în Afganistan destul de cald. Da, da, da. În spate, o să vă arăt acolo, erau locuri pentru un generator ca să poată să ducă aerul condiționat, să poate să le asigure la ăștia aerul în momentul în care ei stăteau. Ați avut ceva probleme majore cum aia? Da, am avut, normal, că da, motorul fiind slab... V-am întrebat ideea care se mai găsesc piese la ele? Să găsesc, dar din ce în ce mai scumpe. Din ce în ce mai scumpe, nu? Da. Există oameni, am văzut și eu pe internet, din ce mai caut și eu, care au stocuri. Au, da, ăia de la Câmpul Lung au furat foarte mulți din fabrică, toți care au lucrat acolo, mai merge în spate, toți care au lucrat în fabrică și au făcut stocuri, fiecare din secția care era, făceau schimburi de piese. Mai. Am văzut că de obicei cele mai multe piese și cele mai rare le găsești pe Curtea de Argeș. Exact. Câmpul Lung, zona Argeș. Exact. Ăla e, adică. Și au achiziționat și cei de la firmele astea, SRL-urile astea, care au luat tot stocul de piese. Corect. Al fabricii. Încă deja nu mai sunt. Încă un lucru important care ne-a spus. Câți cai are mașina asta? Păi, 64, în jur de 80 de cai. În jur de 80 de cai. Și aici ăsta sunt reductor, nu? E reductorul, da, care... În momentul în care rămânem blocat cutia de transfer face toți banii la mașina asta. S-a întâmplat vreodată să rămâneți pe undeva? Am rămas suspendat pe șasi. La vânătoare am mers dimineața, era foarte rece, foarte înghețat și după 5-6 ore s-a dezghețat, am găsit-o pe burtă. Și a trebuit să vină un tractor să ne tragă. Da, n-a avut nicio problemă. Era și un sol unde ăsta de fapt nu știa că este sol, era un pământ mișcător, un sol mișcător. Și am văzut că destule povești cu mașina asta. Am văzut că din imaginea noastră, cum voceți la vânătoare, urcați pe ea prin Nambol, unde e Nambolul, da, mai mare, acolo e și mașina asta. Exact. Chiar mă bucur mult că am reușit să o filmăm pe asta, fiind singura din țară, chiar ne-am chinuit mult să dăm de dumneavoastră, că nu știam cine e proprietarul. Văzusem poze pe internet cu mașina, acum de mult. Cunoștință. Chiar dacă scriem și pe internet Aero Dragon, apare poze exact cu mașina asta, de ani de zile făcute. Da. Și a fost destul de greu să dăm noastră, dar încă o dată vă mulțumim mult tot că ați acceptat. Și eu că am și putut sper să facem data viitoare cu o altă mașină de noastră. Sigur, cum să nu? Bun, până data viitoare, ne auzim, la revedere. Sănătate, numai bine.